Umbla politic acum, după mai bine de 3 ore de discuții PSD și PNL, tot nu s-au înțeles în privința calendarului alegerilor prezidențiale. PNL dorește ca acestea să aibă loc cât mai aproape de termenul constituțional, respectiv în luna noiembrie. Însă cei de la PSD insistă ca primul tur al alegerilor prezidențiale să aibă loc în luna septembrie. Și ca haosul să fie și mai mare, pe surse s-a aflat că, de fapt, există chiar mai multe variante luate în calcul. În februarie, martie, s-a decis un calendar întreg pentru tot anul electoral 2024, iar domnul președinte Ciucă a avansat data de 15 septembrie, dată pe care am avut-o în vedere atunci când politic s-a decis inițierea unei hotărâri de guvern care să aibă data de 15 septembrie ca tur 1 și 29 ca tur 2. Între timp, colegii liberali săptămâna trecută au venit cu o nouă propunere, enunțată tot de domnul Ciucă, aceea ca 29 septembrie să fie data primului tur al alegerilor. Din păcate, astăzi au fost încercări de a discuta iarăși aceste date. Nu putem, cel puțin Partidul Social Democrat nu poate fi de acord cu transformarea săptămânală a calendarului electoral, pentru că nu suntem singurii care candidăm în aceste alegeri, deci lumea trebuie să aibă un calendar predictibil. Iar în consecință, pe această discuție, rămâne ca în cursul acestei săptămâni, domnul Predoiu, care în acest moment, ca ministru de interne, are două hotărâri de guvern pe masă, cea cu 15 septembrie și cea cu 29 septembrie, ca date ale primelor tururi, să decidă, fiind un ministru PNL, să decidă împreună cu Partidul Național Liberal care din aceste două date le sunt convenabile, noi făcând această concesie către Partidul Național Liberal, fiind în măsură să acceptăm chiar și data de 29 septembrie, dacă domnul Predoiu va iniția o hotărâre de guvern în acest sens. Mai au la dispoziție până la sfârșitul acestei săptămâni, ca în ședința de guvern să iau o decizie ori 15 ori 29. Iar dacă PSD insistă cu septembrie, ba chiar consideră că e o concesie data de 29 pentru turul întâi, liberalii spun că înțelegerea de care trag socialdemocrații nu mai are acoperire. Termenii și contextul era altul, spun cei din PNL. Sigur că a existat o discuție, numai că această discuție din luna martie a avut două componente care au fost omise în a fi prezentate în spațiu public. Și aceste componente sunt următoarele. Lista comună la europarlamentare ar fi trebuit să depășească 50%, ea a avut doar 48%, și de asemenea, în contextul din luna martie, vorbeam de listă comună pentru alegerile parlamentare și, de asemenea, de candidat comun, respectiv tandem președinte-premier. Cele două partide au luat decizia ca partidele să meargă cu candidat propriu la alegerile prezidențiale. Deci, practic, înțelegerea avută în luna martie a căzut, fiecare dintre partide dorind să susțină propriul candidat la alegeri. Și sunt deja speculații și pe candidaturile din partea PSD și PNL pentru prezidențiale. Potrivit unor surse liberale, Nicolae Ciucă va fi validat candidat la prezidențiale, iar liberalii vor veni și cu o propunere de premier tot din partid. De partea cealaltă, PSD îl bagă pe Ciolacu în față, deși premierul nu pare decis să facă pasul. Așa că mai rămâne varianta Joană, care ar putea fi susținută de socialdemocrați. Cred că este pe masă varianta prin care candidatul Partidului Social Democrat, care este pe primul loc în orice sondaj și care conduce partidul care a câștigat alegerile, ar putea fi cel care să fie susținut de ambele partide cu un candidat comun pentru alegerile prezidențiale. Domnule, este Marcel Ciolacu în acest moment? Este cel mai bine plasat și are și poziția de președinte a partidului, care vine și cu anumite obligații de această natură. Totuși. Iar dacă nu merge cu Ciolacu, PSD-iștii au în mânecă și varianta Joană, pe care însă o neagă oficial. Mircea Joană mai este o variantă pentru partid în momentul de față? Cum era acum două săptămâni? Păi da, nu știu când ați aflat că a fost o variantă pentru Partidul Social Democrat. Marcel Ciolacu a spus public că discută cu acesta și e posibil. Nu a spus domnul Ciolacu public așa ceva? Sau a fost? Este străin de Partidul Social Democrat. Nu interpretați cele spuse. Ori dacă am fost eu plecat din țară, dar n-am fost. A spus că nu este străin tocmai pentru a limita un pic discursul de independent al domnului Joan. Asta a fost sensul celor spuse de domnul Ciolacu. Niciun a fost mai degrabă sabotare? Nu există nici sabotare.
care nu este nici nimic. Domnul Geoană este un om politic, a fost președintele Partidului Social Democrat, a înființat un partid politic, destul de greu să fie asumat cu un candidat independent. Partidul Social Democrat nu i-a acordat, cum să spun, nu a fost solicitat să-i acorde un sprijin electoral domnului Geoană până în acest moment. Domnul Geoană dânsul însuși a spus că nu are nevoie de sprijinul Partidului Social Democrat, deci lucrurile cam aici sunt în acest moment. De partea cealaltă, liberalii au și ei calculele lor. Potrivit unor surse liberale, dacă intre Ciolacu cu Ciucă în turul 2, atunci se ajunge la o înțelegere pe tandem. Dacă PSD și PNL vor candida separat în cele din urmă, după turul 1 se mai poate pune problema unui tandem președinte-premier și alianță PSD-PNL? E o idee pe care o enunțați, o să ținem cont de ea. Noi ținem cont de ideile bune ale PSD. Vom vedea. Noi avem 2,5 milioane de votanți. Acesta este bazinul electoral. Acesta este bazinul electoral primar pe care președintele PNL, candidatul la prezidențiale, îl are ca țintă pentru primul tur. Okay. În momentul acesta nu avem o problemă, având în vedere că vom începe o campanie electorală, vom aduce argumente, avem cel mai bun profil de candidat la prezidențiale de la mare distanță, un om care știe relații internaționale, un bun strateg, un tactician, un om extrem de echilibrat, rațional, un om care își respectă cuvântul. Există însă și varianta în care în turul 2 ar intra Marcel Ciolacu cu Mircea Geoană, în cazul în care Ciolacu ar accepta candidatura, iar Geoană ar veni ca independent nesusținut de PSD. Atunci liberalii spun că vor negocia cu amândoi pentru a primi garanții că PNL va da premierul. Partidul Social Democrat a luat o decizie la sâmbăta de sus, sub auspiciile bisericii, la umbra mănăstirii, că e mai bine să meargă separat. Bun. Noi, la rândul nostru, în aurul rece al Brașovului, ne-am dus la fel. Partidul Național Liberal își rezervă dreptul să-și aleagă calea pe care va merge. Dar înainte de orice ne respectăm partenerii pe care îi avem în momentul acesta și nu pornim discuții separate în funcție de ce spune cineva sau nu în spațiu public sau pe surse.